Cu puțin noroc, 11-le nostru național poate rămâne în cărți pentru campionatul de tineret cu vârste sub 21 de ani. Antrenorul Bogdan Stelea mai speră în calificarii, iar jucătorii spun că ultimele rezultate înregistrate în meciurile din grupa a 6-a ne sunt favorabile. Asta după ce tot ieri Muntenegru a făcut scor alb cu Feroe. Ce șanse de calificare mai sunt? Mai sunt, pentru că uitați, de exemplu, Muntenegru au făcut 0-0 acasă cu Irlanda. Șanse sunt. Noi, dacă ne câștigăm meciurile următoare de aici, de acasă, și o să rămânem pe ultimul meci în Germania, unde se poate întâmpla orice. Să vedem. Eu sper ca să ajungem după cele două meciuri pe care le vom juca, următoarele două, care teoretic ar trebui să le câștigăm, dacă avem pretenția să ne calificăm, să ajungem la meciul cu Germania aproape calificați. Credem în continuare, șanse mai sunt, dar ar fi fost bine să învingem în această seară. Deocamdată, din câte am văzut rezultatele de la celelalte meciuri, suntem încă în cursă și este un lucru bun. Rezultatele vă avantajează, vă păstrați în cursa calificării, cu cine vă bateți? Ne batem cu Muntenegru și, bineînțeles, trebuie să ducem celelalte meciuri, să ne ducă la meciul cu Germania de la Berlin, să fie decisiv. Ce v-a împiedicat să câștigați în această seară? Nu știu, până la urmă, ce ne-a împiedicat. Eu zic că până la urmă e un rezultat echitabil și ei au avut multe ocazii și noi ne-am creat ocazii de joc. A fost un meci deschis, un meci frumos, după părerea mea, și până la urmă e bine că s-a terminat așa. România se află pe locul 4 în clasamentul grupei a 6-a cu 6 puncte din 5 jocuri. Feroe este la mare distanță cu un punct din 6 jocuri, dar România trebuie să atace Irlanda, care are 8 puncte din 6 jocuri. De atacat mai este și selecționata din Muntenegru, care a ajuns la 8 puncte din 5 meciuri. Cu 9 din cei 11 titulari în Bundesliga, Germania conduce detașat în clasament cu 14 puncte din 6 meciuri. La barajul pentru campionatul european merg câștigătoarele grupelor, plus cele mai bune 4 echipe plasate pe poziția secundă.